cum să slăbesc. Este un subiect tot mai des dezbătut vara, când vremea cere să ne expunem mai mult corpurile. Nu este de ajuns să faci sport sau să ții dietă, trebuie să le faci pe amândouă, arată ultimul studiu publicat în British Journal of Sports Medicine. Echipa internațională de cercetători a examinat datele de la aproape 350.000 de participanți din Marea Britanie și le-a urmărit pe o perioadă de un deceniu. Dietele de înaltă calitate au avut cel puțin 4 căni de fructe și legume pe zi, 2 sau mai multe porții de pește pe săptămână și maximum 2 porții de carne procesată pe săptămână. Ana Muntean, cu doctorat în sport, este mamă a 2 copii de 4 și de 6 ani. Dimineața și-o începe la sală, apoi gătește curcubeu în farfurie, asta pentru că mușchii au nevoie de proteină și carbohidrați sănătoși. Îmi place să... Să încerc cât mai multe domenii. Uite, merg la sală, lucrez și la aparate, merg și la alergat, mai fac cam o dată pe lună sau de două ori pe lună cât un antrenament de box. Îmi place foarte mult pentru că mă scoate din zona de confort. Merg cu copii la schi în fiecare iarnă și mi se pare că dacă încercăm și pe copii să le oferim un exemplu pozitiv și să-i creștem în spiritul acesta, nu înseamnă neapărat că o să fie sportiv de performanță, dar învață că lucrurile trebuie duse la final. Și învață să fie competitiv. Este o varietate atât de mare în ceea ce privește sportul, încât oricine poate să-și găsească o pasiune și să facă ceva. Cercetătorii au măsurat de asemenea și nivelurile de activitate ale pacienților, numărul total de minute petrecute pe jos și muncă fizică. Persoanele cu niveluri mai ridicate de activitate fizică și cu diete de mai bună calitate au avut cel mai scăzut risc de mortalitate și de boli cardiovasculare. Tim Dobrota, autorul cărții Învață să slăbești sănătos, a concluzionat un aspect important. Ar trebui, în primul rând, să-ți găsești tipul de activitate care se potrivește ție să-l faci. Poate ție îți place să înoți sau să te dai cu rolele sau să te cațe pe munți sau să joci ping-pong. Atunci, asta e un efort în plus față de activitatea pe care ai zi de zi, pe care ai putea să o introduci în programul tău, făcând ceva cu plăcere. Fără acest stil de viață sănătos, ești mai expus bolilor. Nu există diete miraculoase și rezultate în scurt timp, ci doar marketing bun. O alimentație trebuie să fie adaptată în funcție de necesarul de macronutrienți și de micronutrienți pe care le are fiecare în parte. Aceasta trebuie să fie și echilibrată. Atâta timp când avem lipsurile astea foarte mari, evident că ne dereglăm, ne putem deregla și hormonal și plus că este mult mai greu să stai pe o alimentație în care ești într-un deficit foarte mare caloric și ai neajunsuri foarte mari. În cartea pe care am scris-o, am dat modele de meniuri care sunt echilibrate și foarte diversificate. Asta înseamnă că îți oferă o gamă largă de alimente care poți să le încerci și poți